Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Alături de mine, Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Plădiceni din Iași, ca în fiecare joi de altfel, iar astăzi vom vorbi despre postul nașterii Mântuitorului. Vorbim despre cum a apărut postul, ce semnificație are, de ce, cât trebuie să postim, cât trebuie să postească un copil, un bătrân sau, de ce nu, un bolnav. Sunt oameni care țin postul cu strictețe, dar sunt și acele persoane care spun că e suficient să facem fapte bune. O fi așa sau nu, ne spune Părintele în emisiunea de astăzi. Sărutuna, Părinte, bine ați revenit la noi! Doamne ajută, post binecuvântat și mulțumim la cei ce au răbdare să ne asculte. Deja de 4 ani. În învățătura de astăzi n-am să vin cu ceva nou, ci doar am să amintesc că postul nașterii Domnului n-a fost dintr-un început. El își are originea și rădăcina undeva prin secolul IV, imediat după sinodul asupra lui Nestori, deci cel care contesta Teotochia Maicii Domnului sau nașterea, născătoarea de Dumnezeu, spunea că ori născătoare de omor, născătoare de Hristos, ceea ce era contrar dogmei, deci Dumnezeu cuvântul, cum spune Ioan Evanghelistul în capitolul 1 în Evanghelia sa, Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, deci om adevărat și Dumnezeu adevărat, a născut Fecioara Maria și în același timp, odată cu sedimentarea sărbătorilor atât legate de Mariologia Maicii Domnului, adică praznicile împărătești ale Fecioarei Maria și praznicile împărătești ale Mântuitorului, încet, încet, biserica a stabilit și aceste etape de post, care au în componența lor câteva argumente legate de prezența necesității postului în viața omului, plecând de la următoarea idee. În primul și în primul rând, cel care ne-a arătat nouă că trebuie să postim este întâi Dumnezeu Tatăl. El a poruncit scurt lui Adam, de peste tot mănânci, de aici nu mănânci. Deci atât, suntem în grădina Raiului, este perfecțiune, strălucire, lumină, har, îndumnezeire, desăvârșire, vedere duhovnicească, lumina minții, lumina dumnezească, fața lui Dumnezeu și omul totuși primește porunca, aici nu te amesteci sau aici nu te atingi. A fost deci, o formă de post? Da, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Postul este de o vârstă cu Adam și are rădăcina în grădina Raiului. După aceea, ce spune Sfânta Scriptură? Ce vede Fiul pe Tatăl făcând, întocmai și El le face. Și ce face? Fiind noul Adam, pentru că noi așa găsim la Apostolul Pavel menționat, Adam cel dintâi a fost om cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Ce a zis Domnul Hristos? Dacă Adam n-a putut posti, am să postesc eu pentru el. Dar n-a ales postul pe care l-a avut Adam în grădina Raiului. Adame, din toți pomii să mănânci. Spune Părintele Staniloae, între ele Dumnezeu în Ortodoxie, urcă-te prin ziduri la mine, găsește-mă prin tot ce vrei. Orice, admiră și cunoaște-mă că eu sunt creatorul lor. Dumnezeu este totul întru toate, spune Grigorie Palama, prea îndumnezeitul aminte. L-am sărbătorit și pe el zilele astea. Au fost foarte multe momente frumoase în timpul acesta. Și sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, 13 noiembrie, după aceea Sfântul Grigorie Palama, după aceea 100 și ceva de ani de la nașterea Părintelui Staniloae, teologul nostru român, după aceea pomenirea iarăși aproape de o grămadă de ani a Mitropolitul Antonie Plămădeală, alt ierarh erudit al bisericii, iar mare predicator, mare orator, mare teolog. Și evenimentele se succed toată luna noiembrie și decembrie, este plină numai, așa folosim noi expresia în biserică, numai de sfinți mari, adică cu vieți extraordinar de minunate. Și acest Ioan Gură de Aur, acest ritual al creștinătății ne arată. Și el tâlcuiește epistolele lui Apostolul Pavel. Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Adică ce a zis Adam? Ce a zis Hristos? Băi Adame, tu nu te-ai putut hrăni cu toate dulcețile din rai, mai ales că aveai și acces și la pomul binelui și răului, dar la momentul când Dumnezeu îți spunea că trebuie mâncat de acolo, nu i-ar fi interzis vreodată, definitiv și desăvârșit, dar nu era pregătit să știi răul și binele cum lucrează. Îi trebuia lui pregătirea teologică interioară.
Și aveai acces la pomul vieții, puteai să mănânci de acolo tot timpul, să fii viu și veșnic, n-ai ales. Și atunci Hristos a spus așa, dacă Adam n-a putut posti, eu am să postez pentru el. Și s-a suit pur și simplu în muntele Carantania, l-a dus Satana pe un munte înalt și a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți. De ce fac amintire întotdeauna de această expresie? Ca să scot în evidență lichelismul spiritual al nostru, adică lenea aia, inconveniența, comoditatea, nepăsarea, trândăvia, justificarea. Nici n-a început postul și băbuții de ale mele nu le condamn, au o vârstă, dar mă refer de astea, apte de taina postului. Părinte, dar dacă eu am probleme cu stomacul, trebuie să postesc? Nu, bata trebuie să mănânci mult, să streagă problemele la stomac. Părinte, dar dacă eu mai stau cu nepoței și gust mâncarea să mai consideră post, ma ta ai spus că gust, nu că mănânci. Uh-huh. Este una să vezi dacă laptele e cald sau e dulce sau nu e înăcrit, uh-huh, și alta să bei cana cu lapte, nu? E o diferență. Până te convingi. Da, și scot în evidență acest lucru tocmai pentru a arăta la ce comoditate de săvârșit am ajuns noi astăzi, în sensul că varietatea mâncărilor de post include cel puțin 5 sau 6 cărți de gastronomie. Bucate mănăstirești, bucate de post, bucate vegetale, bucate din semințe, bucate din fructe. Sunt rețete mii și mii, numai că nu ăsta e scopul postului. Deci noi nu putem transforma biserica în cele 6 săptămâni de post într-un master chef de post. Adică postul are o latură a lui care înseamnă înfrânare, deci din punctul de vedere a filocaliei, în a cărei status în înfrânare respectivă intră câteva chestiuni importante. Prima, cum mă comport e o formă de post. Ce fapte fac e o formă de post. Cum trăiesc și mă port cu semenii, e o formă de post. Cum îmi privesc semenii, e o formă de post. Cum vorbesc cu semenii, e o formă de post. Cum ajut pe semenii mei, e o formă de post. Cum mă comport în timpul postului, e o formă de post. Ce folos îmi aduce mie schimbarea bucatelor în viața personală, e o formă de post. Cum îmi păzesc mintea, e o formă de post. Cum îmi păzesc inima, e o formă de post. Cum îmi păzesc gura, e o formă de post. Cum îmi păzesc simțurile, e o formă de post. Deci, când vorbim de post, noi trebuie să coborâm în arta ascetico-mistică a bisericii. Deci, nici într-un caz nu ne ancorăm noi în a povesti cum se face caju și migdale și fasole și sarmale și gutuie și lămâi și dulcețuri și conserve și, mă rog, zacuști. Nu asta. Asta omul le așează în gospodina deșteaptă, știe adevărat ce trebuie să pregătească în cămară pentru vremea postului. Adevăratul pusnic îl luăm acum și îl cercetăm din pateric. Era un ucenic la Unava și au postit timp de 40 de zile mâncând un cartof fiert pe zi și 3 pesmeți. Deci iată una din formele autentice, ascetice ale postului. Nu cred că e prinsă în vreo carte de bucate. Pâine uscată, muiată într-un pahar cu apă, cu puțin oțet și sare, ca să ții apa, pentru că în zona Egiptului era cald și te dezhidratai, și un cartof fier, deci care zahăr și amidon și carbohidrați și te ajută să reziști la foame. Dacă mănânci și 3 curmale, ești sătul toată ziua, pentru că au o cantitate imensă de zahăr de aici, postesc mult mai ușor ca noi în zona caldă. Postul de apă e cel mai important, nu cel de mâncare, că organismul nu-și cere mâncare. Noi în zona temperată băgăm mai mult în noi, pentru că e mai fric și să ard caloriile. Și vine în sfârșit praznicul cel mare al Mântuitorului, că era nașterea, că era Paștele, și bătrânul spune așa, haide că astăzi trebuie să facem dezlegare la bucate bune. A trecut postul. Și a scos bătrânul dintr-un buzunărel o sticluță mică cu un de lemn de măslină
și a pus pe cartoful fratelui 12 picături și pe cartoful lui 12 picături și a spus, frate, bine să binecuvântăm masa și să dăm slavă lui Dumnezeu că am prins acest slăvit praznic. Chiar în loc de 3 pesmeți, astăzi vom mânca 5. Iată cum s-a desfășurat prăznuirea, sau dacă vreți, masa de sărbătoare a unor asceți din pustie care au atins măsura lucrării a ceea ce înseamnă înfrânare. Deci, în momentul de față, putem afirma din cei care ne ascultă că vreunul se poate rușina gândindu-se la udita maioala de ciorbă, sau la udita maioala de varză, sau la dita maioala de tocăniță de cartofi, sau la dita mai pâinea proaspătă, sau la dita maioala cu ceai, sau ce mai mâncăm noi prin post. Deci, contează, în primul rând, și cantitatea pe care o mâncăm pentru trezvia trupului și a minții. Că e adevărat, dacă îmi puște acolo trei castroane, ducă niște cartofi cu o pâine proaspătă albă și ai tras două căni de apă, poți să dormi până de seară, că nu ți-i mai foame. Nu-ți mai vine acest tip saltirea. Dar dacă ai bătut 100 de mătănii, dacă ai stat la privegherea de noapte, dacă ai citit psalmii la miezul nopții, dacă ai stat la Sfânta Liturghie de la ora 3 și ai mâncat dimineața 3 pesmeți și ai băut un pahar de apă sau ai mâncat un cartof fiert, simți că, într-adevăr, te-ai nevoit pentru Hristos. În raport, repet și iar mă întorc, cu ceea ce numim noi postul Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 40 de zile a stat Domnul pe munte, nimic mâncând și nimic bând, iar la urmă a flămânzit. Ce interesant că acest flămânzit îl putem tâlcui în mii de feluri. Poate că fiind Fiul lui Dumnezeu și fiind în desăvârșit ascultare de Tatăl, n-o fi simțit foamea. Și mă duc tot la o chestiune ascetică din Pateric și mă regăsesc în ea foarte ușor. Am folosit-o probabil vreodată ori în vreo predic, ori poate pe la vreo emisiune. Era tot așa un bătrân, un ava, care și-a primit un ucenic nou și i-a spus, frate, de vreme ce ai venit la mănăstire, trebuie să și facem ceva pentru Hristos, nu putem sta numai așa. Și a zis, da, bătrâne, zi ce trebuie să fac. Și a zis, uite, trebuie să aduci un vas cu apă în chilie, trebuie să te duci la trapeză, să aduci 5 pâini, pune-le pe masă și acopere-le cu un șervet, ia psaltirea, potrivește mucul la candelă, pune jos rogojina, așează-te în genunchi, începe să citești psalmi. Eu mă pun puțin să mă odihnesc. Dacă ți-i foame, îmi spui să-ți dau binecuvântare, să guști ceva. Până atunci citim și ne nevoim, citim și ne nevoim, citim și ne nevoim. Și a început ucenicul să se roage și să se roage și catismă după catismă. Mai îi venea foame, dar când vedea cum se odihnește bătrânul, nu îndrăznea să-l scoale. Mai îi venea foame, când vedea cum se odihnește bătrânul, nu îndrăznea să-l scoale. Și cum sta acolo ucenicul, aude deodată în ușă. Cioc, cioc, cioc. Vremea cântării ceasul rugăciunii. Starețul așteaptă toată obștea în ograda mănăstirii. Începe slujba spălatului picioarelor. Era în postul mare. Și bătrânul spune, Chirios, adică da, hai, și pregătește-te că ne așteaptă obștea. Și ridicându-și așa discret ochii, se uită pe masă și zice, păi cum, tu n-ai mâncat nimic? Nu. Păi te odihneai și n-am vrut să te trezesc. Nu mă odihneam. Îmblam cu mintea în cer prin rugăciune și căutam să mă întâlnesc cu Domnul, să iau o binecuvântare pentru mine și una pentru tine. Și uite că binecuvântarea ne-a venit tocmai de la stareț, că ne cheamă să fim prezenți la slujbă. Deci bătrânul nici n-a pomenit, mă, ce sporit ești, uite, 6 săptămâni, n-ai gustat nimic. Ucenicul nici nu și-a dat seama cum au trecut cele 6 săptămâni de post. Deci, așa îmi explic că fiind într-o desăvârșită ascultare de Dumnezeu Tatăl, chiar Fiul acolo în muntele ispitirii, în carantania, n-a simțit foamea. De aceea spune că la urma flămânzii. De ce? I-a lăsat Dumnezeu stațiul al poftei de mâncare, care îl avem noi astăzi, tot să bagi la ghiozdan, să vadă ce înseamnă foamea, ca să poată pregăti ispitirea, aș spune mai degrabă.
Pentru că știm că prima ispitire a fost cu mâncarea, nu? Că doar Adam tot prin mâncare a căzut. Deci, Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele pâine. Și iată că de data aceasta, cele 40 de zile de post, fac din Adam cel de pe urmă, Adam cel nou, cu Duh dătător de viață, ce? Omul desăvârșit care nu mai cedează în fața ispitei. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce a vrut să-i spună Dumnezeu lui diavolul? Nu fi prost. Nimeni nu postește 40 de zile ca să se îmbuibe. Întâi îl mănâncă pe Domnul. Pentru că împărtășania ce este Dumnezeu. Și fă, Doamne, pâinea aceasta, cinstitul trupa Hristosului tău. Și fă ce împotirul acesta, cinstitul sângea Hristosului tău. Nu-mi da tu mie pâine din asta pământească, că din asta mănânci și flămânzești. Eu vreau pâinea din care cine mănâncă nu mai flămânzește niciodată. Pâinea Hristos. Și de aceea spune că Domnul a flămânzit. A flămânzit după dragostea veșnică a Tatălui de a nu se despărți niciodată de El. Și ne ducem la flămânzit în Pateric și găsim două exemple ca să înțeleagă lumea ce înseamnă flămânzitul, că el există ca taină. Omul gurmand, noi spunem, sau adeseori mari doctori și oameni de știință, cum îi spun, bulimie, adică omul are pofta de a nu se mai stăpâni și tot mănâncă. Și zice că merge Ava Antonie prin pustie și vede pe unul strigând într-o groapă: mor de foame, mor de foame, mor de foame! Și Antonie îi spune: tași-mă, prostului, că tulburi toată pustia asta, liniștește-te odată, mor de foame. Uite, eu nu mănânc de 40 de zile și nu mai stric ca tine că mor de foame. Și ce aude deodată Antonie din văzduh? Antonie nu-l judeca. Tu poți face aceasta pentru credința ta cu darul meu. Deci, o zi de post la un ateu este echivalentă cu 40 de zile de post la un ascet. Nu îi cere ascetului să facă ce fac mirenii, că pentru el e mizilic. Da. Cere unui creștin de rând să facă ce face un ascet. Și atunci e mare virtute. Ce spune Sfântul Sofronie, un mare cuvios de la Neamț, care l-a văzut pe diavolul stând în ograda mănăstirii, a întrebat, zice: ia întunecaturile rele, dacă tot te-a adus Dumnezeu până aici, răspunde-și mie la o întrebare. Zic că nu găspurca, ce vrei? Care-i diferența între ispitele lumești și cele mănăstirești? Și a spus dracu, deși m-ai legat și n-am voie să spun, îți voi destăinui că puterea crucii mare. În mănăstire, draci sunt ca leii și în lume sunt ca miei. De ce? Pentru că cei din lume cad ușor și nici nu realizează că au căzut, pe când în mănăstire dracul vrea să-i doboare pe toți și să-i răstoarne, nu să-i cruțe pe vreunul. Adică, ce cauți tu în mănăstire? Ce treabă ai tu acolo la devăiță? Ce cauți tu în pustie? Ce treabă ai tu aici? Du-te, Doamne, în lume, unde merge toată lumea. Mergea Sfântul Macare prin cetate, ca să vedeți ce înseamnă lumina postului, ca să vedeți la ce ne duce postul. Și vede pe o cetate, pe un zid puternic, vede un drac din ăsta prost să scărchina așa pe burtă și să întindea și stătea acolo la soare. Și Macare, că dacă l-a văzut cu Duhul și avea înainte vederea, nu cum văd ăștia spionii noștri, să dă chiunul înainte văzător, vede peste ochelari sau prin ochelari. Și zice: bă, întunecatule rele, tu ce cauți aici? Păzesc cetatea. Adică cum o păzești? Nu-i în paza lui Dumnezeu? Dumnezeu a plecat de mult din cetatea asta. Cum adică? Așa cum mă auzi pe mine vorbind. În cetatea asta toți oamenii sunt căzuți. Iar paza mea constă ca nu cumva unul ridicând capul și trezindu-se din lene, trândăvie, nepăsare și nesimțire de suflet, să se înalță la Dumnezeu. Porunca mea e să-l șapăs imediat la loc cu ceilalți. Și eu trec cu tăvălugul și îi fac pe toți una. Că așa vrea și Dumnezeu să-i și facă pe toți una. Dumnezeu vrea să-i facă desăvârșiți, diavolul vrea să-i facă leneși și nepăsători. Și atunci zice, ăsta e scopul meu pentru care eu păzesc aici. Deci, vedeți de ce spune că în lume diavolul e camelul? E, mare filozofie, a fumat, ei și, a băut, ei și, s-a drogat, ei și, a curvit, ei și. Adică ce mare filozofie? Totul e firesc și normal. Aia n-a mai văzut, ce-i nou? Pe când
Când ești la mănăstire, diavolul bate altfel de război, are alte coarne, alte fițe, cum spune acolo. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Și arată că a venit diavolul la un călugăr din ăsta care se ruga și era în timpul postului și zice, dar ce faci? Mă gândesc la Dumnezeu, bine. Iar a trecut, ce faci? Cuget la păcatele mele, nu-i prea bine. Ce faci? Mă liniștesc, ai bine. Ce faci? Mai zic câte o rugăciune aia, nu-i prea bine. Ce faci? Mă liniștesc, ei bine. Acum ce faci? Citesc psaltirii, acum ai de lucru cu mine. Și a început să zgâlție casa cu călugărul nea, coliba. Ăsta de frică s-a dus să pună zăvorul, să nu intre diavolul înăuntru. Diavolul a băgat mâna prin ușă, că dacă îi duc, l-a luat de spate și l-a izbit un perete și a zis, Doamne, scapă-mă! Și Dumnezeu a spus, eu sunt aici, dar tu nu mă chemai, stăteai de vorbă cu el. Deci, noi, când ne punem la rugăciune și la post, avem trei preocupări. Ce mâncare a făcut colega, prietena, gospodina și ce a pregătit de post, stăm în telefon 8 ore și spunem cum punem noi ceapa prăjită în fasole și cum coacem pâinea și cum mâncăm cremuș de post și brânză tofu și ou de post și lapte de post și salam de post, toate drăcovenile care s-au inventat. Ei, pe când ascetul, când se apucă de post, își închide urechile să nu audă, își închide ochii să nu vadă, își închide simțurile să nu mai trăiască în lumea pământească și să înalță cu mintea în cer. Spune în Filocalea 6 că Sfântul Gheorghe Arselaitu avea puterea să meargă cu mintea în cer, să stea câte 2 săptămâni, iar trupul stătea pe pământ ca și cum ar fi fost mort. Deci, vă dați seama ce măsuri duhovnicești. Mă opresc chiar și la Sfântul Antonie în pustie, unde întâlnim o chestiune foarte interesantă. Pentru că postul e o armă și nu e o virtute. Vedeți? Noi am putea cataloga și de obicei cred că asta ar fi așteptat creștinii noștri, că întrebarea dumneavoastră a avut și această nuanță. Cât postești un copil, cât postești un bătrân, cât postești un căsătorit, un om care face serviciu, un om liber, un om în putere, un om bolnăvior, un om mai puțin în putere. Răspunsul ar fi acesta, după spusa Marlui Sfânt de la Siestria, Paisiolaru, roagă-te cât poți și postește cât poți. Asta ar fi răspunsul corect. Dar răspunsul corect ar fi măsurile postului. Lacto-vegetariene pentru cei bolnavi și pentru copii, vegetariene pentru cei în putere, iar pentru cei duhovnicești și adânciți în lucrare, mergem pe hrana uscată, mergem pe postul negru, mergem pe semințe, mergem pe rădăcinoase, adică pe fructe, mergem pe pâinea uscată, mergem pe pesmet, mergem pe Sfânta Împărtășanie. Povestea părintele Cleopa că în momentul când începea postul mare, un alt sfânt al Sihăstriei, părintele Ioanichie Moroi, spunea așa, mă băieți, am să vin și eu câte o leacă la trapeză, dau un preot să dea binecuvântare și să citiți la masă și să începeți masa. Și pe la jumătatea mesii venea și bătrânul stareț și se punea acolo la el la masă și spunea așa, în loc de apă mie să-mi puneți puțină moare de varză. Și el mânca o frunză de varză murată și bea o cană de moare din aia să se răcorească, pentru că el ținea posturi de alea îndelungi, aspre și negre și doar avea nevoie un pic să răcorească digestivul, ca să spunem așa, în mod biologic. În restul, bea apă și se împărtășea când slujea Sfânta Liturghie. Deci, avem măsuri și mai înalte, o găsim la Ioan din Munții Sirei, care îi spune lui Teodor Varzari că el insistă. Dacă tot Dumnezeu mi-a dat acest dar să vă văd, să vă descoper, să vă simt, să mă binecuvântați, ce să vă aduc eu? Să vă aduc pesmeți, să vă aduc bureți uscați, să vă aduc legume, să vă aduc ceva? Nu. Din mila lui Dumnezeu am ajuns la măsura în care pământul mi-este așezământ și pat, cerul mi-este acoperământ și Dumnezeu mi-este hrană și pentru trup și pentru suflet. Ajunsese la măsura nepătimirii omenești, deci intrase într-o sferă mai înaltă, unde nu simțea nevoia de mâncare. Deci când făcea liturghia și se împărtășea, era suficient. Ajunsese să trăiască, cum se cheamă, mana dumnezească sau sfintele taine, cele mai înalte trepte din post. Și spune tot despre același pusnic,
că odată, cum stătea prin pădure, trecând stâna cu oi, câinii s-au repezit și s-au burzuluit repede și au început să latre. Ciobanul, când s-a uitat, n-a văzut om. A văzut lângă un copac o lumină așa strălucitoare. S-a închinat, a făcut metanie și, Doamne, ce-o fi asta? Și atunci i-a apărut bătrânul în față, în mod real. Și auziți, oare cu ce am greșit eu astăzi lui Dumnezeu de m-a arătat oamenilor? Deci iată măsură de post. Deci poți să ai puterea, spune în istoria mănăstirii Sihăstria lucrul acesta, înaintașii bătrânii de la pusnicii Sfântului Mare, Atanasie, un ucenic de-a lui Daniel Sihasul la Voroneț, care în poiana lui Atanasie acolo făcuse niște colibii, că ăsta al începutul duhovnicesc a acestei vetre monahale Sihăstria, trăiau prin peșteri și colibii, iar când s-a făcut prima bisericuță de episcopul Gedeon de Roman, cea care și azi este originală în curte, cea micuță, pusnicii de prin munți coborau noaptea la liturghie și la utrenie, nu-i vedea nimeni în biserică, numai se simțea mirosul de mireasmă care îl degajau pentru că erau la starea de sfințenie. Deci lucruri care n-au nicio treabă, cu dafinul din borș, cu busuiocul din mâncarea de fasole, cu cimbru, cu zacusca, cu pâinea coaptă, cu pâinea harică, cu pâinea frământată, cu pâinea ecologică, cu pâinea bio, cu veganismul, că mi-a și spus odată o fată care e vegană. Dar ce, părinte, noi veganii ținem post permanent. Nu. Voi țineți dietă permanent. Voi țineți un mod de hrană care nimeni nu vi-l contestă, este hotărârea dumneavoastră, dar n-are nicio treabă cu postul. Nu ești cu gândul la dumneavoastră. Termenul de post este numai acela care este împletit cu har și cu Duh Sfânt și cu lucrare duhovnicească. Dacă ai mâncat și n-ai spus un Tatăl nostru dietă, dacă ai mâncat și n-ai spus un mulțumesc și n-ai spus un Împărate Cerești și un Doamne Iisuse-i dietă, dacă n-ai mâncat cu scopul de a te curăți de o patimă, de o apucătură, de o streche din asta, cum avem noi oameni tot felul de porniri, nu, e o dietă. N-am făcut decât să transformăm gastronomia din prea proteică în prea vegetală, din prea vegetală în prea carbohidrată, din prea carbohidrată în prea fibroasă și așa mai departe. Deci astea țin doar de culinar. V-am spus, postul modern nu este altceva decât o întrecere MasterChef între creștini. Deci adevăratul post, ne-l spune David Psalmistul, au slăbit genunchiile mele de lipsa undei lemnului și s-a uscat carnea mea. Deci vedeți ce înseamnă să simți că te-ai vestejit. Asta înseamnă să nevoiești trupul. Bine, un om care face servicii, 8 ore, casă, copii, familie, n-ajunge la măsura asta. Dar asta e măsura postului și ne mai dă și o măsură a pocăinței în post. Îl întrebăm pe psalmistul David și cine spune? Că el cu asta se ocupă. Băutura mea cu plângerea m-a amestecat și pâinea mea cu cenușa am mâncat. Acum nu ni se cere să punem cenușă în pâine. Așa era în Vechiul Testament, o formă de a arăta smerenia. Dar noi nu ne mulțumim nici cu pâinea intermediară, veche sau neagră. Vrem numai foarte albă, uitând că aia dă diabetul și celelalte boli, dacă nu ești atent și o consumi excesiv. Deci, vedeți, astea sunt diferențele între postul nostru modern și de ce am început așa, ca cei care ne ascultă să înțeleagă că dacă reușesc să țin acest post cu dezlegare la vin din prisosc. El e un post al bucuriei. Da, acest post când s-a pus mai mult simbolic ca o mărturie a minunilor Vechiului și Noului Testament până la venirea lui Hristos. A postit Ioachim și Ana 40 de zile ca să poată Ana să rămână grea, să o poarte pe Fecioara Maria în pântece. A postit Moise de 2 ori 40 de zile să-și ia tablele legii din muntele Sinai. A postit Mântuitorul în carantania 40 de zile să ne arate nouă ce înseamnă postul. Și mulți alți sfinți. De ce lucrul ăsta? Ca noi să înțelegem că arma postului stă la dispoziția creșterii duhovnicești. Și Filocalia ne arată. Cei care mănâncă carne nu se curăță cu mintea niciodată, deci au o minte grosieră, ăsta e termenul, adică gânduri, noi avem, ca să fac mai ușor să se înțeleagă, noi avem trei feluri de patim și pofte. Grosolane, adică rigide, curvie, băutură, lăcomie, crimă și așa mai departe, orice greșeală, care se văd
Și astea sunt patim groase de tot. Apoi avem patim subțiri, mânia, iuțimea, nerăbdarea, încăpățânarea, înfumurarea, părerea de sine, care alea nu prea se văd. Dar avem patim și mai subțiri, care se numesc căderea în sus sau căderea angelică. Și ele fac parte din categoria înșelării. Și dacă îl deschidem pe Simeon Nou Teolog la Filocalia 8, ce ne spune? Că în prima treaptă, cei care încep să se nevoiască, dracul vine și le insuflă gândul sfințeniei. Le dă un miros plăcut. O, m-am rugat, nu mi-a apărut miros de tămâie. Le dă șoapte plăcute, se pare că îi vorbește îngerul. Le dă miresme grozave, le dă lacrimi grozave. Și ei deja cred că au sporit și încep să se umfle cu inima și mă, cine mi se iau în fața mea? Adică narcisismul ăsta duhovnicesc, care de fapt te duce în râpă, te duce la cădere. Dar Simeon Nou Teolog ne spune, să nu vă încredeți acestor semne, că sunt vădite semne ale înșelării. Hristos s-a rugat fără imaginație. Omul desăvârșit Dumnezeu atât a spus, Tată, preamărește-mă să te preamăresc, fie în toate voia ta. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia tatălui meu care m-a trimis. Fără nuanțe și explicații. Vedeți ce interesant aici, aș face o glumiță, nu neapărat ca să jignim pe cineva, ci să trezim pe alții. M-am dus la un bătrân îmbunătățit și mi-a vorbit despre rugăciune. Da, e adevărat. Ți-o fi vorbit ție despre rugăciune. Și dacă ți-a vorbit despre rugăciune, ce? Tu fă rugăciune ca să știi ce e rugăciunea. Eu vă vorbesc dumneavoastră o oră despre rugăciune. Dar dacă dumneavoastră n-ați deschis o carte în viața dumneavoastră sau n-ați zis un tatăl nostru la culcare, cu ce v-a încântat că ați auzit despre rugăciune? Nu m-am bogățit cu nimic. Absolut. Deci așa este și aici. Deci noi nu mergem pe linia m-am dus și am luat cuvânt de folos despre post. Stai flămând o zi să vezi ce înseamnă. Nu bea apă o zi să vezi ce înseamnă. Fă mătănie o zi să vezi ce înseamnă. Citește psalmi o zi să vezi ce înseamnă. Nu vorbi de rău într-o zi să vezi ce înseamnă. Nu jicni pe nimeni într-o zi să vezi ce înseamnă. Ai răbdare într-o zi să vezi ce înseamnă. Și ajungi la ceea ce spune profetul Isaia cu atâta dulceață. Fraților, nu opriți plata slugii. Nu batjocoriți orfanul. Nu lăsați mâna întinsă. Nu batjocoriți văduva. Nu necăjiți pe cel flămând, împarte pâinea ta cu cel flămând. Dezlegați orice lanț de nedreptate și ăsta e postul care îmi place mie. Apropo că în întrebarea dumneavoastră ați strecurat această chestiune. Unii spun că nu contează ce mâncăm, să facem fapte bune. Ca să faci o faptă bună, tu trebuie să o trăiești, să o compasionez, ca să spun așa. Dacă eu nu știu ce-i foamea, n-am să-l cred pe cel flămând. Dacă eu nu știu ce-i setea, n-am să-l cred pe cel însetat. Dacă eu nu știu ce-i boala, n-am să-l cred pe cel din suferință. Ai marea dramă. Deci, proverbul popular ne spune așa, cine nu-i mâncat de rele, nu știa cânta de jele. Păi dacă tu ai fost numai fericit, Ioasaf, împăratul Indiei, care a fost ucenicul lui Varlam din pustie, ăsta era un mare pusnic și ascet, și acest Ioasaf a fost fiul împăratului. Și împăratul a spus așa, fiul meu, ca să ajung un împărat bun, nu trebuie să vadă mizeria acestei lumi. Și a construit o cetate cu ziduri înalte și acolo era ostași, numai oameni frumoși, grădinari, numai oameni frumoși, bucătari, numai oameni frumoși, slujitori, numai oameni frumoși, totul tânăr, totul viață, nu boală, nu suferință, nu lacrimă, o fericire totală. Și l-a chemat pe fiul său când a fost la vremea de săvârșire și i-a spus așa, fiule, aceasta e împărăția care voi eu să ți-o las ție. Și ce spune tânărul Iosaf? Tată, nu poți ști cât te iubesc și cât te prețuiesc pentru frumusețea din interiorul acestor ziduri. Dar dacă mă iubești, scoate-mă în afara acestor ziduri să văd ce-i dincolo de ele, că acolo stă curiozitatea mea, nu aici. Astea le cunosc. Uh-huh. Și împăratul a pregătit cu mare grijă ieșirea fiului din treziduri, din incinta cetății, în orașul propriu-zis.
să nu fie bolnavi, să nu fie sărăntoci, să nu fie flămânzi, dezbrăcați, chinuiți, necăjiți, nimic, să fie totul curat pe unde trece el, să fie numai lumină. Și din întâmplare, din pronia divină, nimeni n-a fost atent că la poarta cetății cerșea un lepros. Leprosul a dormit fiind acolo și acoperit cu o haină, nimeni nu l-a sesizat. Tocmai când a ieșit împăratul cu suita, hop, și leprosul s-a aruncat la picioarele calului împăratului și a spus: împărate, fie-ți milă de mine, uite cum arăt. Eu sunt jivina pământului muritoare de foame, sunt făptură și om ca și mine. Miluiește-mă și pe mine. Și fiul lui a văzut asta. Nu i-a spus pentru început nimic tatălui. Și au mers mai departe. Și prin mijlocul orașului a văzut un pusnic care era într-o haină zdrențuită, cu o mătanie în mână, un toiac, și mergea liniștit, încovoiat, cu o barbă albă, cu minte. Și a zis: tată, dar acela ce fel de om este? Nu știu, să-l întrebăm. Și a spus: să vină el la mine. Tu ce cauți în împărăția mea atât de jerpelit și de necăjit? Ce ai nevoie? Ce să-ți dau? Împărate, lumea mea nu e din lumea aceasta. Eu vin de acolo, de unde astea nu contează. Strălucirile tale nu contează. Harul măriei tale, podoabele măriei tale, frumusețea măriei tale, acolo nu contează. Acolo e o frumusețe mult mai strălucitoare, iar împăratul de acolo e mult mai smerit decât tine. S-a născut într-o iesle de fân și l-au încălzit dobitoacele. Și a crescut dintr-o mamă necăjită care l-a dus pe un măgăruș în țara Egiptului să nu fie ucis de împăratul vremii. Dar acum e atât de mare că el stă pe tron cu tatălui și amândoi domnesc. Copilul a băgat la ureche treaba asta și au mers mai departe. Împăratul, bucuros că nu l-a sedus pe copil cu nimic, s-a întors în cetate și a spus așa: tată, vreau să-mi aduci leprosul ăla de la poartă. Dar nici cu neputință. Ba da, tată. Și acela e un om ca și mine și ca și tine. Vreau să-l văd. Dacă noi ajungem așa ca el și putem ajunge, ce zici tu, tată? Da, putem să ajungem. Nu știm de ce a ajuns el așa, dar putem și noi ajunge. Înseamnă că totul e nimic, tată. Ce asta aici e un vis. Da, fiule, da, asta e lumea, are și greutăți și necazuri. Păi da, dar are două fețe, tată. Una rea și una bună. Eu vreau acum altceva. Adu-mi-l pe pusnicul acela care l-am întâlnit noi în târg, că vorbele lui tare adânc mi-au intrat în inimă. Vreau să-i pun o întrebare. Și l-au adus pe pusnic, bineînțeles, ostașii l-au instruit să nu vorbească în plus, să nu spună ce nu-i de spus, să nu vorbească. Și-a pus fiul împăratului o întrebare care i-a fost fatală tatălui, fiului împăratului, dar i-a fost definitivă și convingătoare fiului de împărat. A zis: pusnice, atât de mult mi-a plăcut chipul tău și blândețea ta când te-am văzut și atâta pace ai vărsat în jurul meu, că mi-am dat seama că tu nu ești un om din lumea aceasta. Bine ai spus că lumea ta e din altă lume. Spune-mi dacă toate comorile care le are tatăl meu pot fi egalate de vreo comoară sau ceva mai măreț decât toate acestea. Luminăția ta este un mărgăritar de mult preț și se cheamă Hristos. Ăla e mai scump ca toate palatele tatălui tău. Eu pentru ăla mă lupt să-l dobândesc. Atunci mă iei cu tine. Tatăsul s-a împotrivit, ăsta a lăsat noaptea împărăția, s-a îmbrăcat pusnic și a fugit și s-a dus și s-a făcut călugăr. Deci, peste toate slavile de șarte, peste toate mărețiile, peste toate bogățiile. De ce spun lucrul ăsta? Ca să facem distinția între postul din farfuria de tacâm, porțelani, inox, mâncări igienice, împachetate, ambalate, făcute după toate rețetele culinare specifice, cu număr de calorii, cu tot ce înseamnă igienă, sterilizare, până la pesmetul purtat într-un săculeț de pânză și butelca de apă care o pui undeva în nisip să nu se încălzească de la soare. Deci e o mare diferență. Deci le spunem ascultătorilor noștri
să postească după putere, dar toți care sunt în putere să se chinuie să postească un pic, apoi vom scăpa la toate cărnurile și la toate petrecerile și la toți cozonacii, că noi știm că postul Crăciunului, pe de o parte, sau a nașterii, are încărcătura spirituală care se îmbălsămează în parfumul de tămâie, în rugăciunile bisericii, în slujbele de priveghere, în frumusețea psalmilor, în aburul mâncărilor de post, care este simplu și curat, în parfumul liturghiei. Apoi vine îndată balsamul colindelor. Dar când trecem în partea comercială, cea lumească de tot, cel mai interesant este când postul nostru va fi îmbălsămat cu crăciunițe, cu tot felul de cadouri și tot felul de petreceri, care sunt mai mult comerciale și comestibile deopotrivă pentru mintea noastră modernă, dar care n-au nicio treabă cu bietul Hristos, care stă micuț și cu minte într-o iesle, iar noi îl căutăm în supermarket, îl căutăm în magazine, îl căutăm, mergem în Laponia după el și vine cu reni și ne aduce cadouri, mai ales pentru copii, sunt basme, asta e cuvântul, n-au nici încărcătură pozitivă, nici negativă, fac parte din luxul sărbătorii, dar nu trebuie să-l confundăm pe Hristos cu șoriciu de porc, cu pomana porcului, cu Ignatul, ghetul cuviosul Ignatie, cel de la 20 decembrie, când se taie porci, așa îi spune că Ignatul e Sfântul Porciu. Nu are nicio treabă, el a potinit în vremea Sfântului Împărat Traian, 102-106, și a pătimit la Roma și a fost atât de mare Sfântul respectiv, că atunci când l-au mâncat fiarele, l-a spus așa, Hristos este în inima mea, eu pentru El trăiesc. Și au văzut că au mâncat lei tot trupul și-a rămas oasele, dar inima n-au mâncat-o. Și când a despicat-o un ostaș roman cu sabia, în ea scria cu litere de aur, Iisus Hristos. Deci ăsta este Sfântul în care noi tăiem porci și spunem că e Sfântul Porcilor. Și confundăm adeseori Crăciunul cu pomana porcului, care iarăși e o tradiție populară care nu are absolut nicio treabă. Am să le mulțumim la ăștia de la guvern că nu mai avem porci. Au venit africanii cu pesta lor și ne-a lăsat cu supermarketul de Danemarca. Nu mai avem treabă cu porcul tradițional. Dar trecând de la oale la ulcele, înapoi la pateric și filocalie, intrăm în sensibilitatea postului care trebuie să ne facă buni, drepți, milostivi, omenoși, verticali, demni, incoruptibili, să avem compasiune, să avem dragoste. Și acum aș deschide rubrica plecând de la cele două virtuți cardinale, dragostea, care e începutul iubirii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, așa și început postul. Duminica care a fost cu Samarianul Milostiv a spus, ce-i în lege, cum citești, fă-ți fii viu, să iubești pe aproapele tău din toată inima, tot cu și tot sufletul. Și ce-i dragostea? Îndelung rabdă, îndelung iartă, nu se trufește, nu se mândrește, nu ține minte rău, nu caută ale sale. Dragostea nu cade niciodată. Adică dacă ai dragoste, oricând ești dispus să faci binele. Și te asemeni cu Dumnezeu. Acum mai avem o treaptă și mai înaltă, că noi căutăm, repet, eu am întotdeauna așa o chestiune, nu sunt, nici nu mă consider la vreo măsură, zero, deci pe linia de jos, nici măcar pe prima treaptă a scării, dar pot spune așa. N-am pretins niciodată nici că aș fi ascet, nici că aș fi mare rugător, nici că aș fi înainte văzător, nici că aș fi vreun trăitor ce nu s-a mai văzut, un om total obișnuit, ca toți ceilalți, doar într-o uniformă neagră, pe care încă nu știu dacă o cinstesc la măsura cuvenită. Deci noi trebuie să facem mult mai mult pentru această haină decât se vede cu ochiul liber. Dar spun următorul lucru. În momentul când vrei să cunoști un om sporit, nu te oprești la povești. Noi nu trăim din fantasmagorii, nu trăim din hiperbole, nu trăim din metafore, nu trăim din închipuiri, din invenții. Mie îmi place câteodată așa când mai citești chiar și sinaxarele constantinopolitane ale noastre, viețile de sfinți, acolo scrie că postea fără măsură, se ruga fără măsură, știe doar Dumnezeu. El ne dă măsura tuturor. Mă duc la Simeon și Ioan cel nebun pentru Hristos din Amasia și îl găsim pe Simeon după 40 de zile de post, nimic mâncând ca și Hristos și bând, stând în mijlocul cetății, cu o bucată de sârmă legată după el, cu un cărnaț de porc, și stând în cap și mâncând boabe de bob muiate. Și vine la el unul din mari filozofii ai locului, care știa că el e un mare trăitor, dar face-și pe nebunul,
și zice, auzi, pusnice, tu știi de ce a căzut Origen? Și ăla nu-i dă niciun răspuns, ci îi spune doar atâta. Origen n-a făcut ca unul din ăștia și mânca în continuare boabe, adică Origen a fost deștept, a fost luminat, dar n-a avut asceza și postul. Asceza și postul subție mintea și te duce la Dumnezeu. Noi înaintăm în trepte spre Dumnezeu. Este acest preot bun, nu știu, arhimandrit sau ce-o fi el, oricum e din Ardeal, Rafael Noica, scrie o carte, cred că el o scrie, că parcă de la el am citit-o. Sau nu, cred că Evdokimov, vorbesc ca iurea. Treptele vârstelor spirituale, așa se cheamă cartea. Și ne arată ce înseamnă copilăria spirituală, adolescența spirituală, maturitatea spirituală, bărbăția spirituală, desăvârșirea spirituală, bătrânețea spirituală și odihna spirituală, adică până la extaz, uimire, răpire și întâlnire cu Dumnezeu. Iar un sfânt mai nou, ăsta Sofronie de la Essex din Anglia, scrie o carte care îi dă titlul așa. S-a dus să-l vadă precum era, probabil referindu-se la Siloan Atonitul, care era pasionat de evlavia și credința față de el, prinzându-l în viață și citindu-i manuscrisele, un mare trăitor rus de la Sfântul Pantelimon din Athos. Și ce arată? Fericirea de a cunoaște calea, una din cărțile lui, cum te desăvârșești prin lucrarea mistico-ascetică. După aceea, rugăciunea, darul rugăciunii, Dumnezeu în puterea rugăciunii, Dumnezeu în vederea dumnezească, Dumnezeu în harisma dumnezească. Deci noi dacă nu avem de la Dumnezeu darul rugăciunii, nici nu o să putem să ne rugăm cum trebuie vreodată. Și ne arată filocalia lui Saxiru. Din 10.000 care se silesc, deci dacă ești profesor și ai 10.000 de elevi silitori și îi pui pe calea rugăciunii, unul ajunge la starea înaltă de rugăciune. Ceilalți rămân în anumite trepte intermediare, nu că ar fi păcătoase sau n-ar fi valabile, dar n-ajung la starea aia care trebuie. Deci, din neam în neam, din generație în generație, și unul din 10.000 care se silesc, spune Isaac Siru, uimirea, răpirea și extazul. Ca drept dovadă că viețile sfinților nu sunt pline neapărat numai de răpiți, ci mai mult de mucenici, martiri, mărturisitori. În schimb, prin puterea postului, putem învinge ispitele temelor cu atâta ușurință, spune Teodor Studitu, alt sfânt mare din Studion, din Constantinopol, care cărmuia mii de călugări, spune așa, că în viața de sine, adică în nevoința personală, când faci tu ce vrei tu, să mântuiești aici, colo, câte unul. Sau poate din 500, abia unul. Dar în viața de obște, adică în viața de ascultare, sub biserică, sub preot, sub duhovnic, se mântuiesc cu miile. De ce? Pentru că atunci când tu asculți, ești într-o rânduială și nu ai treabă, nu poți scădea. N-ajungi la postul încât să zbori, n-ajungi la postul încât să depășești limitele. Se spune, și poate am mai spus-o vreodată, cine știe dacă poate într alt mod, că părintele Cleopa, pe când era stareț și avea multe mănăstiri sub ordine, avea și schitura răului. La vremea respectivă, schitura răului era sub povața domnicească a eroschimonahului Casian Frunză, mai târziu Onufrie Frunză, care a murit pe la 90 și ceva de ani, aproape 100 de ani. Și le-a dat un preoțel nou, din ăsta proaspăt hirotonit, să slujească acolo, să-l ajute pe bătrânul la altar. Și preoțelul, venind un post din ăsta, fiind vremea postului, s-a apucat de posti, de nemânca, de bătumătănii, de citit saltire, a vrut el. Filocalia spune, roada râvnei înalte e mândria, adică dacă unul vezi că se înalță, trage-l de picior, că râd drace de el și îl bat jocoresc. Și vine într-o zi la stareț și spune așa, părinte, mie mi se întâmplă următorul lucru. De când postez și mă rog și fac Sfânta Liturghie, că atunci preotul când e proaspăt hirotonit, el 40 de zile trebuie să facă toate slujbile și el își luase pe lângă toate slujbile biserici, cele 7 laude, Sfânta Liturghie, tot, să țină și cele 40 de zile de post foarte aspru. Și dracul a cules imediat. A zis, mie îngerii îmi aprind lumânări la altar noaptea. Ei să fie! Ia să vin și eu să văd. Și s-a dus bătrânul în biserică și n-a văzut nicio lumânare aprinsă. Unde le vezi mai aprins? Uite, părinte, cum ard.
Și a spus, te înșală satana, părinte, fă-ți cruce și zi, Doamne, ferește. Cum, părinte, vă îndoiți de sfințenia mea? Nu i-a mai zis nimic. S-a dus și a spus tarțului Cleopa, mă, zice, cred că copilașul ăsta l-a găsit dracu mai repede decât trebuie. Nu-i bine să-l chemi la obște, să facă ceva treabă, să-și revină, că nu se rătăcește, nu-i bine. Trimite-l de vale. A venit ăla de vale și cum era vremea, i-a spus bătrânul, ai să pleci la schitul mănăstirii la Metoc, acolo sunt muncitori, să ai grijă de ei, să stai cu ei, să le faci liturghie, să-i spovedești, să-i împărtășești și când o să termine treburile toate, vii acasă cu tot cu muncitorii care sunt acolo și cu călugrii care sunt în mănăstire. Nu se poate, nu se poate, părinte, dar nu-i posibil. Mie mi-a prind îngerii lumânări noaptea la rugăciune și mata mă trimit să lucrez cu oameni spurcați din lume. Lasă asta, părinte, fă ascultare, că ascultarea e din rai. Nu pot, dacă mă trimiteți să ies din mănăstire și nu mă lăsați să-mi văd de nevoință, plec în lume. Și plecat a fost. Și acum toți s-au răzvrătit împotriva bătrânului Cleopa și i-au spus, părinte Cleopa, poate ați fost prea dur, poate ați fost prea aspru, poate trebuia luat mai ușor. Nu. Lăsați. Dar, părinte, dar s-a pierdut un suflet. Nu s-a pierdut. Unii o am smerit cândva e mai bun decât unul el mândru și înșalat de draci acum. Adică noi trebuie să înțelegem că prin lucrarea postului suntem feriți de aceste ispite și trebuie să le lucrăm cu atâta dibăcie și cu atâta meticulozitate încât să nu fim înșelați că diavolul și cu scopul ăsta și vine și face lucrare ca să dărâme sufletul omului. Dar în momentul în care ne îmbuibăm, de fapt nu suntem în post. Deci dacă ni-i lene să postim sau dacă ni-i lene să ne rugăm, deja suntem oameni obișnuiți. Ava Iperche avea o vorbă, tot al Patericului. Zice, să mănânci când ți-e foame, să bei când ți-e sete, să te culci când ți-e somn, dar totuși să le faci pe toate cu măsură. Adică când începi să te înfrânezi, trebuie să ai o măsură. Și o măsură trebuie să înceapă obligatoriu de la o măsură mai mică decât măsura normală, că asta înseamnă postul. Cum spune, dacă ai două haine, dă una la cel gol, dacă ai două bucăți de pâine, dă una la cel flământ și atunci începi să împlinești din lucrarea postului. Mă mai duc cu mintea la o chestiune tot frumoasă din vremea postului și aș zice că una din apucăturile pe care noi le dobândim când postim este mânia și iuțimea. S-a sesizat vreodată sau poate chiar poate să ne spună și cei care ne ascultă că atunci când postești ești mai nervos, mai agitat, mai aprins. De ce? Lui Sarsailă nu-i place că faci lucrul ăsta și atunci vine și te tulbură. Deci cu precădere când suntem în post trebuie să ne aducem aminte cu deosebită atenție de un stih pe care îl spune Sfânta Evanghelie. Omul bun scoate întotdeauna din visterie inimii sale pe cele bune. Iar omul cel rău întotdeauna le scoate din visterie inimii sale numai pe cele rele. Deci noi nu ne putem înșela. Deci dacă nu suntem atenți, automat am pișcat-o. Adică degeaba te mâni și te iuțești pentru că ești din altă categorie de roade. Adică eu am început să spun ceva și am făcut acolada și mă întorc acolo sus. Cum îmi dau eu seama că cel care postește lângă mine a sporit sau e sfânt? Când vorbim de sfințenie, Serafim de Sarov ne spune clar, roada Duhului Sfânt este pacea, bucuria, dragostea, îndelungă răbdarea, smerenia, curăția, facerea de bine. Împotriva unora ca acesta nu este lege. Deci, luăm citatul din epistolă, îl scriem pe o foiță și ne-l lipim cu două bucățele de scoci pe marginea la pat sau pe marginea la masă sau pe marginea la geam sau pe marginea la dulapul de haine. Și mă uit zilnic când mă scol. Am dragoste, am pace, am liniște, am îndelungă răbdare, am curăție, am facere de bine. Sunt cu Dumnezeu. Dacă nu, nu-s chiar așa sfânt. Pentru că ele sunt roadele Duhului Sfânt. Deci ce rol mai are postul? Să atragă în mine puterea Duhului Sfânt. Ce a făcut Sfântul Serafim de Sarov când a sporit? 300 și ceva de zile a stat pe o piatră cu fața la pământ, s-a rugat, n-a văzut față de om, n-a vorbit cu nimeni, n-a schimbat cu nimeni o vorbă, până ce darul lui Dumnezeu a venit la dânsul și i-a spus așa. Acum ai ajuns la o măsură
care poți să te adresezi lui Dumnezeu. Și mai târziu avem o experiență a lui Serafim de Sarov cu ucenicul lui Motovilov, care vine la el și îi spune: bătrâne, mereu mă rog, dar inima mea nu se mai încălzește niciodată. Și ce îi spune bătrânul? Chiar așa neputincioasești? Hai să ne rugăm azi împreună. Și s-au pus amândoi în genunchi, în fața icoanei Maicii Domnului, l-a strâns pe Motovilov de mână și a început Serafim de Sarov să se roage. Și a văzut Motovilov cum Serafim, începând de jos, a început să se facă tot ca o lumânare, prinsă ca o pară de foc, și cum focul trecea prin mâna lui și l-a cuprins tot și pe el. Serafim era fierbinte ca un cuptor, el era lumina, dar rece. Și când s-a terminat rugăciunea, l-a întrebat: ai sporit cu ceva? Ai simțit ceva? Și că n-am sporit cu nimic. Stau și mă întreb cum de ardeai și totuși nu mă mistuiai, nu mă frigeai. Și a spus: focul dragostei dumnezești nu arde, nu mai curăță. Deci el era în focul, el era în focul lucrării, dar nu era curățat. Că aurul în topitoare strălucește, nu se transformă în zgură, nu arde. Aurul se conservă, deci își schimbă strălucirea. Și mergem unde găsim argumentul? Îl găsim destul de frumos, eu îl folosesc foarte des și mi-e unul din cele mai dragi argumente. Cei doi de la drumul Emausului îl ascultă pe Hristos o zi întreagă, vorbind cuvântul lui Dumnezeu. Sara, când ajung acasă și pun cina și îl binecuvintează pâine și se face nevăzut, ce spune ea? Am văzut pe Domnul. Bă, dar o zi întreagă dimineață pe Sara când v-a vorbit, nu i-ați înțeles vorba, nu i-ați înțeles graiul, nu i-ați înțeles cuvintele, nu i-ați luat aminte la chip? Nu. Căci avea ochii ținuți să nu-l cunoască. Deci postul are rostul de a ne deschide ochii și a-l vedea pe Dumnezeu. De ce avem 40 de zile de post? Pentru că tot acest număr 40 e un număr simbolic. L-aș lua întâi din punct de vedere științific. S-a demonstrat că în om, timp de 40 de zile, toate celulele corpului uman se înnoiesc odată toate și fiecare o înlocuiește pe cealaltă cu una nouă, iar fitofagele mănâncă celula moartă și se elimină prin mătreață, prin orice metabolism, tot ce înseamnă curățirea corpului. Dar acest 40 de zile este și un număr simbolic la Dumnezeu, care are un rol, așa cum îl vedem noi, deci în învățătura Noului și Vechiului Testament, care Dumnezeu știe de ce l-a rânduit. Dar n-am putea ști exact, să spunem, Domnul exact pentru asta. Știu că sunt puțini oameni cei care reușesc să țină tot postul. Nu, să știți, 40% țin tot postul, 30% jumătate de post, vreo 20% o treime din post, copilașii miercuri, vinerea și câteva zile când se împărtășesc și cei bolnaviori câte o săptămână, 3 zile, 4 zile, cât pot ei. De la ce vârstă ar trebui să țină post un copil? Vă spun cum practic eu. Până la 3 ani n-am dat niciodată la copii nicio restricție. E clar ce restricție să-i dai, că e copil. După ce trec de 3 ani, îi spun mamei să ia hrana cu ea și să-l aducă la împărtășit, ne-a mâncat. După ce a trecut și împlinește 6-7 ani, îi spun să ia de mâncare miercurea și vinerea de post, ca să se obișnuiască și el cu ideea de post. Dacă sunt școlari, cu excepția miercurei și vinerii, îi las să le dea lapte, că învață, au nevoie de căpățână, cresc oase, să dezvoltă pruncul. Cine vrea să postească, e liber, n-am pus restricții, bă, nu, n-ai voie să postești. Și când vin la împărtășit, trebuie să aibă minim 3 zile obligatoriu de post, ca să știe și ei ce a însemnat că a fost postul. Iar cei care pot posti, lasă postească cât vor ei, gravidele au dreptul să mănânce lapte și brânză, nu carne, în special copilul din luna 4-a până într-a 7-a oasă cresc într-însuși, trebuie să dezvolte. Iar bătrânii și bolnavii, obligatoriu, lunea, miercurea și vinerea, măcar mâncare de post, și restul lapte, brânză, ouă. Carne n-am dat voie, am mai dat dezlegare la pește în post, care e tot o formă de carne. Cum privește Dumnezeu încercarea unora dintre noi, să spun, care se străduie să țină măcar o săptămână de post? Mântuitorul Iisus Hristos nu-i supărat pe niciun om, chiar dacă ar posti o singură oră. Să vă spun de ce. În omilia Sfântului Macarie, Alexandrinul spune așa:
pe cel ce va zice o singură dată în zi, Doamne miluiește, nu-l voi trece cu vederea. Păi o zi de post e mulțijoară. Așa am început noi emisiunea. Că cel ce striga că moare de foame, și Sfântul Antonie a spus, eu mănânc 40 de zile, nu mănânc 40 zile și nu zbier ca tine Dumnezeu, spus, da, dar cu credință, prin credință cu darul meu. El n-are credință, el de-abia se inițiază în credință. Pentru el o zi de post e cât 40 la tine de înfrânare. Deci, noi trebuie să cântărim și aceasta. Deci, dacă un om a avut bunăvoință să ții o zi de post, înseamnă că îl iubește pe Dumnezeu. Dacă un om a ținut 2 zile de post, înseamnă că îl iubește pe Dumnezeu. Dacă a ținut 3 zile sau 1 săptămână sau 10 sau 15, înseamnă că îl iubește pe Dumnezeu. Dacă a ținut miercuri și vineri, îl iubește pe Dumnezeu. Cred că majoritatea oamenilor în post încearcă să fie mai buni, mai îngăduitori. Mai... Obligatoriu, am și spus, dacă noi nu schimbăm cu nimic interiorul, dieta rămâne simplă dietă. Deci, obligatoriu, am dat roada dragostei, am dat roada Duhului și am dat postul lui Isaia, care cere categoric să împarți pâinea ta cu cel flământ. Întotdeauna le-am spus-o și am tot respectul față de eșenii noștri, indiferent care fie, că nu-i cunosc pe toți, dar vin mulți. Eu canonul ăsta l-am dat fără trâmbiță și fără tamtam, totdeauna în preajma sărbătorilor, fiecare creștin ortodox să pregătească un pachetel acolo de cât vrea el, cât mănânc un om într-o zi, o bucățică de cozonac, o bucată de pâine proaspătă, ceva preparat, un dulce, o portocal, un pachet de biscuite, o conservă de pește sau un pateu, să le pună într-o punguță. Și primul sărăntoc năcăjit care îl întâlnește atunci cu o zi, 2, 3, 4 înainte de Crăciun, să-i dea de pomană, să aibă și el de sărbători, să se bucure. Iar în timpul postului, sâmbăta, să facă un pachetel mic acolo ceva și primul sărac care îl întâlnește, să-i dea ceva să guste și el, în sensul să arăți că din bucata ta de pâine ai hrănit un om și un câine. Cât și la câine, dacă îi arunci o bucată de pâine, el se bucură și se gudură pe lângă tine. Cu atât mai mult omul care e ființă rațională și e chipul icoanei lui Dumnezeu și e semenul nostru. Și dacă 100 de oameni fac asta, noi avem 100 de săraci bucuroși. Dar dacă 1000 de oameni fac asta, avem 1000 de săraci bucuroși. Și dacă un oraș întreg face treaba asta, deci de sărbători, cum e colindul ăla? Mai sunt bordee fără foc și mâine e Moș Crăciun, nu? Deci reușim să prindem și noi focul dragostei, măcar într-o inimă flămândă. Și e o virtute. Deci prin asta am arătat că am postit. Că dacă vin și spun, știți, părinte, postul ăsta am dat 10 kg jos. Știți, părinte, mi-am făcut analizele, sunt perfecte. Vai, părinte, m-am detoxifiat. Băi, te-ai detoxifiat tu, dar te-ai umanizat sau mai rău te-ai dezumanizat? Că dezumanizat eram înainte de post. Mie îmi place când începe postul. Toți, păi, lăsatul secului să mâncăm, să cinstim, că da. Gata, pază și... Dai, frate, că nu vine sfârșitul lumii. Ce făceai dacă erai în vacoare cu copchii în căruță, cu ciolofanul în cap și mergeai dintr-un sat în altul și dormeai la umbra copacului și te fereai printr-o pădure de bombardament? Ăla era post. Fiecare post, mă gândesc că ar trebui să schimbe ceva la noi și să rămână câte o calitate, câte un lucru eu zic în sinea mea că oamenii s-au schimbat extraordinar de mult în bine și asta o constat și pe la spovedit. Eu zic că societatea asta mizerabilă în care trăim noi încearcă să ne bage pe gât occidentalismul ăsta bolnav, dihonia asta plină de ură și de dezbinare, om contra om sau om pe lângă om. Și mă uit cum pe zi ce trece, dracii bat mai tare cu copitele în biserică și în legea lui Dumnezeu ca să ne arate. Nu te atinge de el, nu vorbi cu el, distanțează-te, nu trebuie să-l ajuți. Mai am și persoanele astea. Părinte, dar dacă un sărac fumează să-i dau de pomană? Băi, dă-i o bucată de pâine că el nu poate fuma. Unge o tartină cu zacuscă sau cu marmeladă, pune-o și uite mai ai un sandwich, că văd că ți-i foame. Bani n-am. Că nu poate fuma. Nu te pune nimeni să-i dai bani. Nici eu nu dau bani. Îi dau o sticlă de ulei, îi dau o pâine, ce mai capătă, o ciocolată, un colac. Dar, dă. Dă că mori și nu știi cu ce rămâi. Noi adunăm chiar zilele astea. Am o rubrică nouă, o numesc Povestea de Seară pentru Sufletul Bun și Credincios.
și caut prin toate anecdotele astea duhovnicești, așa frumoase, cu iz, cu învățătură morală, și spune că era o fetiță simpatică și plângea undeva pe o bancă. Și a trecut un bătrânel și a văzut-o că a dat cuiva de pomană la altul, mai necăjit, un bănuț. Și a zis, dar n-ai ghete în picioare, n-ai hăinuță pe tine, de ce ai dat bănuții ăștia lui bătrânul ăla? Dar el dacă-i mai lipsit ca mine? Și pe cetățean l-a surprins atitudinea unui copil. Și a zis, dar mama ta cine-i? Mama mea e o femeie săracă, dar noi avem din ce trăi, că mama mea muncește toată ziua și când vine seara, ia capătă de aici ceva, de acolo ceva și mâncăm, nu ne culcăm flămânzi. Și dar tu ți-ai dori ceva? Mi-aș dori, zice, o pereche de ghete bune, că iarna și fric, și un cojocel și o căciuliță în cap. În restul nu îmi trebuie, că sunt mult mai necăjiți ca mine. Și ăsta o ia, o duce în magazin, îi cumpăr toate astea. Și zice, acum ce ai vrea să-mi spui? Ei, cum ce să spun? Dacă îți spun, n-ai să crezi. Mama mea mi-a zis, ai inima bună, că dacă tu ajuți pe altul, Dumnezeu o să te ajute pe tine. Și uite, cred că pe tine Dumnezeu te-a trimis să ai grijă de mine. Adică, cum a înțeles copilul sensul facerii de bine? Deși era desculț și dezbrăcat, el totuși i-a întins la unul mai sărac ca el un bănuț. Și ăsta s-a milostivit și a venit pur și simplu și, sau era o bătrânică care se ruga în fiecare zi, tot așa mi-a plăcut. Superb când le citești. Lascarov Moldovanul ăsta a fost un geniu, că el le scrie. Se ruga în grădina casei tot timpul, Doamne să nu mă lași, Doamne să mă ajut, Doamne și... Și un ateu din ăsta își bătea joc de ea tot timpul. Lasă, bre, bătrână, că ești proastă, Dumnezeu nu-ți dă nimic, nu te ajută, n-are grijă ta. Tu nu vezi că te rogi la stele, tu nu vezi că strigi la soare degeaba, tu nu vezi că te uiți în sus și nu te bagă nimeni în seamă. Și bătrâna se ruga acolo și într-o zi a slăbit așa de mult și nu mai avea putere și a ieșit cum a putut până în ușa casei, s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, sunt atât de bolnavă și de flămândă, dacă tu te-ai gândit la mine să-mi trimiți ceva de mâncare, cu adevărat ești mare. Ateu s-a muiat la inimă, s-a dus, a cumpărat două sacoșe cu mâncare și a venit la ea și a zis, uite tu, bătrână, tu, uite, na, aici mâncare, nu te mai ruga, că nu-i niciun Dumnezeu, nu te aude. Nu, dragul bunica, nu. Doamne, ce bun ești tu! Cum ai putut să moi inima asta la omul ăsta așa hain și să-l faci așa bun la suflet? Uite, mi-e așa de rușine că eu nu am o inimă bună ca lui. Și când a văzut ateu, a început să devină credincios. Pentru că bătrâna, prin bunătatea ei și prin omenia ei, l-a convertit de la răutate. Că el vrea să-i aducă mâncare, să hulească. Că adică, na, nu Dumnezeu te-a săturat, da, eu ți-am adus. Da. Și bătrâna, nu, prea bun e Dumnezeu. Dacă el a muiat inima ta, care tu ești așa de rău, înseamnă că tu ești mai bun ca mine dacă ai făcut gestul ăsta. Deci, vedeți, cam ăsta e rolul postului. Vă citesc și câteva mesaje. Da. Un tânăr de 23 de ani spune că o vreme nu a mai postit, iar când a postit din nou și a mers la spovedit, nu i-a plăcut deloc atitudinea preotului, pentru că l-a întrebat dacă a postit măcar 3 zile. I-a zis că da, i-a spus că are și o relație și a primit și împărtășanie, iar în opinia tânărului nu ar fi trebuit să fie împărtășit. Dacă în opinia lui știa că nu este împărtășit, că nu trebuie împărtășit... Putea să refuze împărtășanie? Nu, eu aș fi procedat în felul următor. Părinte, nu sunt vrednic, iau un pic de aghiazmă mare și după ce mă căsătorez, vin și mă și împărtășesc. Și până la urmă, dacă preotul a cadadisit să-l împărtășească și i-a dat dezlegarea, el răspunde pentru împărtășania respectivă. Poate pentru el a fost ca un stimul spiritual, nici așa n-aș judeca, că spune clar, ce ai legat pe pământ e legat și în cer și ce ai dezlegat pe pământ e dezlegat și în cer. El e fără păcat în clipa aia, numai să nu mai greșească. Și altcineva spune că fiica sa de 16 ani postește, însă nu merge la biserică pentru a se spovedi și a se împărtăși pentru că are o relație cu un tânăr. Și să meargă să spună că are o relație și că îl iubește și că ține la el și că o să facă familie și să se spovedească, să nu stea așa, că nu e nicio problemă. Vreau să fac o glumă acum. Spovedind și fiind contextul vremurilor actuale, vine câte o fată și îmi spune, părinte, am o relație. Zic, e cu un băiat? Da, slavă Domnului. Și ea rămâne așa, cum adică slavă Domnului? Ei, zic, așa m-am gândit eu. Pentru că ar putea să aibă o relație cu altă fată sau un băiat să aibă o relație cu alt băiat. Îi bine măcar că sunt la modul firesc. Să se ducă spre ceea ce înseamnă curăție, cununie, familie, că prin asta încă se vede darul Dumnezeu peste neamul românesc.
Nu trebuie să fim mai absurzi. Eu am o expresie des folosită, poate că e păcătoasă și n-ar trebui. Să nu fim mai infailibili ca Papa și nici mai sfinți ca Papa și nici mai tari ca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu suportă, iartă, îngăduie și trece cu vederea, nu suntem noi mai mari ca El să venim să dăm cu barda în greșelile oamenilor. Noi suntem puși să le echilibrăm, suntem puși să le dăm la o parte, să le scoatem din sufletul omului, dar nu să ne transformăm noi în Dumnezei. Mai avem o leacă de treabă până acolo. Și altcineva spunea că nu poate ține tot postul și întreba care perioadă este cea mai potrivită. Început, mijloc, perioada în care va posti, aia e cea mai potrivită, pentru că el a ales-o. Știe el de ce sau ce a simțit în clipa când a zis de azi postesc. De ce credeți că nu putem sau nu vrem să postim toată perioada? Nu, cred că e din comoditate. De exemplu, într-o zi mi-a pus o întrebare cineva: părinte, am 56 de ani, am diabet și este postul și nu știu cum să postesc pentru că doctorul mi-a dat să mănânc aia și aia și aia. Și am zis așa, cunosc și eu un tip care are 56 de ani, a avut 580 glicemia, 12 glicata, a ținut regim, s-a dat diabetul înapoi și glicata și toate. Și postește 40 de zile ca toți oamenii, pentru că n-ar putea să le spună oamenilor postiți și el să mănânce de dulce. Și zic, n-a murit, dacă vreți faceți ca el. Dumneavoastră, adică. Adică eu. Da, adică dacă vrei poți și nu-i greu. Alimentele sunt în așa fel alcătuite de Dumnezeu, încât noi să nu murim din mâncare, ci de mâncare. Lăcomia distruge omul, și măsura nu distruge omul. Ți-a spus doctorul să mănânci carne în post? Tu mănâncă pește, nu mânca carne. Ți-a spus doctorul să mănânci de dulce? Tu lunea, miercurea și vinerea mănânc un pic de orez, mănânc un pic de legume, marța, joia iau un pic de brânză, un pic de mămăliguță. Adică sunt și alimente care te pot scoate din... te pot pune pe o linie dacă vrei, dar trebuie un pic să vrei. Da. Da, cu verbul a vrea, noi puteți, cum era, nu e a mea vorba, e a unui părinte de la Siestria, și că cu verbul a vrea, eu am trecut și marea. Da. Ultimul sfat acum la început. Ultimul sfat. Pânița este de post, varza este de post, fasolea este de post, legumele sunt de post, mântuirea e de post, pentru că acolo când mergem la judecată strălucim. Darul lui Dumnezeu vine prin post, Duhul Sfânt vine prin post, vedem pe Dumnezeu prin post, ne împăcăm cu Dumnezeu prin post, dacă lunim cu puțină rugăciune și cu puțină pocăință. Mulțumim. Nimic foarte mult. Nimic greu, totul frumos. Mulțumim foarte mult. Post binecuvântat celor ce ne ascultă și post după măsură. Părintele Calistrat Chifan a fost astăzi la noi. Chiar luni, pe 15 noiembrie, am împlinit 4 ani de când am început noi această emisiune aici la BSI. Și prima emisiune a fost chiar cu părintele. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii de astăzi și să rămâneți în continuare alături de colegul meu, Valentin Huțanu, la o nouă emisiune de la ora 15. Iar noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!